Haideți să vă arăt cum putem să facem gelul de aloe vera acasă. Dacă ați ținut planta, frunza 24 de ore în apă rece ca să poată să elimine acea substanță toxică, se ia gelul din interior, pulpa, da? Și se pune în roboțel. Și vă arăt imediat. Am făcut un suc și acest suc de aloe vera se pune într-un recipient de orice recipient eu pun în acesta pentru gheață și o bag la congelator și o folosesc de câte ori am nevoie. Pentru că este foarte bun, aloe vera este elixirul frumuseții, din antichitate se spunea odată că ajută foarte mult și în sănătatea interioară și la cea exterioară. Dacă folosiți dimineața pe stomacul gol înainte de micul dejun, ajută la digestie, la constipație, în artrită, sistemul imunitar și, bineînțeles, pentru cosmetice este foarte bun la arsurile solare, în creme se folosește foarte mult pentru acnee, deci este extraordinară, de aceea se spune și elixirul frumuseții. O puneți la congelator și când aveți nevoie, o folosiți. Asta este tot, puteți să îl faceți acasă voi și este foarte simplu.